Am revenit pe partea a doua întâlnirii în curtea școlii, alături de domnul profesor Gianni Leonte, președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ din județul Suceava. Vorbeam despre salarizarea, despre subfinanțarea sistemului de învățământ. E o problemă cronicizată, aș spune, că din totdeauna a existat această problemă. Nu știu dacă a fost vreun an în care profesorii să poată să fie mulțumiți, nu să se declare mulțumiți legat de sumele acestea care sunt alocate educației. Și da, cred că ține tot de educație, până la urmă. O decizie în care, prin care să sprijine educația, ține de educația celor care o iau. Și stau așa și mă gândesc că tot, sunt convinsă, cu toții ne întrebăm de ce. Până la urmă, educația este un lucru, nu? E cea care o regăsim în toate, sau ar trebui să o regăsim în toate, și dacă este subfinanțată, calitatea ei cu siguranță scade. Spunea domnul Daniel David, rectorul Facultății din Cluj, că n-avem cum să avem profesori debutanți care să intre în sistem de calitate atâta vreme cât salariul este cel care este. Pentru că sunt cheltuieli foarte mari, sumele de care are nevoie un tânăr sunt destul de importante, și atunci de ce să se ducă spre un sistem de învățământ care înseamnă până la urmă și foarte mult stres, foarte multă pregătire, nu sunt doar cele 4 ore cu care unii tot așa flutură. Spuneați despre faptul că e luni, pe 15 mai a fost trimis așa un mesaj către președinție, s-a dorit o discuție, până la urmă înțeleg că au fost primiți reprezentanții de către un consilier al președintelui sau cum a fost? Da, am primit invitația vineri, practic, de a participa la o discuție la administrația prezidențială. Invitația adresată celor 3 federații reprezentative din sectorul de învățământ din România. Am fost, reprezentanții noștri au fost prezenți acolo, ne-am fi așteptat să participe la această întâlnire și președintele Klaus Iohannis, întâi și întâi în calitatea domniei sale de profesor. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. A participat din partea administrației prezidențiale doamna consilier Păun. Au fost discuții timp de o oră și 30 de minute, discuții, doar discuții care nu s-au concretizat în nimic. Deci, practic, au fost momente în care mai voalat sau direct ni s-a sugerat că nu este bine să declanșăm această grevă generală. Lucru pe care nu ne-a sensibilizat, nu i-a emoționat deloc, pentru că noi avem, de fapt, în spate determinarea membrilor noștri de sindicat. Noi am făcut un referendum, nu cu de la sine putere am hotărât declanșarea acestei greve. Am adunat semnături din toată țara, iar procentul este clar vădit, covârșitor, către declanșarea grevei generale. Adică care e procentul, așa? Deci eu vă spun, la nivel național, procentul este de 71,29% pentru declanșarea grevei generale. Iar la nivelul județului Suceava? La nivelul județului Suceava, incluzând aici și colegii de la Rădăuți, care fac parte din această mare familie a FSL, este de 85%. Deci este un procent mai mult decât covârșitor. N-am avut niciodată un astfel de procent privind declanșarea grevei generale. Și fac o paranteză aici, discutăm strict despre Suceava. Acest procent de 85% este raportat la cei peste 8.000 de membri pe care avem și pe care i-am sondat. Dar dacă ne referim la strict pe școli, în care nu avem procentul de peste 50% care ar conduce la declanșarea grevei generale, am avea peste 94% din școlile sondate pentru declanșarea grevei generale. Deci dacă raportăm la numărul de membri, este 85%. Dacă raportăm la numărul școlilor sondate, este de 94%. Mai mult decât atât, nu putem să afirmăm decât că suntem hotărâți, uniți, solidari și trebuie să facem și acest pas, deși nu ne convine. Am fi vrut să le evităm. Știu că este o perioadă grea și pentru elevi și părinții își pun foarte multe probleme. Noi le cerem să fie solidari cu noi, pentru că nu facem acest lucru că vrem sau că ne este bine. Lucrurile s-au acutizat. Nu mai putem să trăim ignorați de această guvernare, de această societate, în condițiile în care
Știm cu toții, rata inflației a crescut, puterea de cumpărare scade de la o zi la alta, legislația nu se aplică, deși am tras nenumărate semnale de alarmă. Trebuie să fim cu toții solidari pentru că e în favoarea a copiilor noștri, educația este prioritară pentru dezvoltarea unei societăți, a unei nații. Din educație derivă calitatea unei țări. Trebuie să fim solidari și să fim înțeleși. Noi vom notifica, inclusiv asociațiile de părinți, declanșarea grevei generale. Sigur, Inspectoratul Școlar, Ministerul Educației, Ministerul Muncii a fost notificat aseară. Unitățile școlare le vom notifica, le vom trimite adresă fiecărui director în parte. Vom registra aceste adrese la secretariatul unităților școlare, astfel încât această formă supremă de protest, care este greva generală, să fie perfect legală și să nu poată fi, blocată, contestată de vreo instanță. Bun, hai să vedem un pic ce înseamnă această grevă generală. Elevii vor fi în sălile de clasă, profesorii vor supraveghea, nu vor preda. Ce se va întâmpla? Deci, greva generală, prin definiția ei din Codul Muncii, înseamnă încetarea lucrului. În momentul în care noi am notificat și am încetat lucrul, nu mai este necesară prezența elevilor în școli. Asta înseamnă încetarea lucrului. Vom avea însă, la nivelul fiecărei unități școlare, un comitet de grevă care va sta în permanență pe tot parcursul orelor în acea unitate școlară. Vom avea și un comitet de grevă la nivelul județean, la fel cum va exista și un comitet de grevă la nivel național, care deja a fost constituit aseară. Permanent vom ține legătura între noi, în eventualitatea în care, orice fel de problemă, de orice natură, în perimetrul școlii, în școală, imediat să fim informați și să luăm cea mai bună decizie, astfel încât să nu fie afectat nimeni. Sigur, e o perioadă grea în care zilnic și astăzi și aseară am trimis și astăzi dimineața am mai trimis și voi mai trimite pași pe care noi trebuie să-i parcurgem, vom trimite informări astfel încât să fim toți unul și unul și să facem același lucru în fiecare unitate școlară. Colegii trebuie să înțeleagă că trebuie să fim uniți și trebuie să avem și un pic de răbdare, că nu le putem face. Termenul este foarte scurt, astfel încât luni când avem anunțată declanșarea grevei generale să fie totul în regulă și din punct de vedere legal. Bun, deci dacă am înțeles eu corect, luni copiii nu vor merge la școală, în școlile sigur că da, dar vom reveni cu precizări clare și pe acest palier și altele suplimentare. Bun, și dacă nu veți obține nicio reacție luni din partea... Greva este declanșată pe perioadă nelimitată. Noi suntem optimiști, deși cam în ultima perioadă atitudinea guvernanților a făcut să ne cam moară speranța. Dar dacă conștientizăm fiecare forța pe care o avem atunci când suntem uniți, eu sunt convins că putem fi de neînvins. E nevoie de sacrificiu. Eu știu că nu se poate obține nimic fără sacrificiu, dar dacă am stat la școală, în condițiile în care nu există un dialog clar, nu există nimic, credeți că putem obține ceva? Asta trebuie să înțeleagă colegii, că nu putem fără sacrificiu. E ca un război. Pierdem o lună, pierdem o zi, pierdem o săptămână, nimeni nu știe, nimeni nu poate anticipa, totul stă în mâna celor care ne conduc, în mâna guvernanților, că ei sunt cei care ne-au adus în această situație și tot ei sunt cei care pot să reducă și să îndrepte lucrurile din acest punct de vedere. Da, mă gândeam, vorbeați despre coeziunea celor care lucrează în învățământ atunci când vine vorba de un astfel de eveniment. Mă gândeam și la faptul că în sistem de învățământ există 3 federații. Nu știu dacă, nu mă pricep foarte bine la tot ceea ce presupune lupta aceasta sindicală și câte sindicate ar trebui să aibă un domeniu. Iată, în învățământ sunt 3, reușiți să vă sincronizați? Nu, haideți să fac o paranteză. Da, sunt 3 federații reprezentative, dar doar 2 sunt din învățământul preuniversitar. Deci avem Federația Sindicatului Libere din Învățământ, federație la care noi, Alianța Sindicatului din Învățământ Suceava, suntem afiliați. Mai există o federație reprezentativă tot la nivel de învățământ preuniversitar, Federația Sindicatului din Educație Spiru Haret, și mai avem o federație care s-a raliat acestor serii de proteste, Federația Sindicală Alma Mater, care cuprinde profesori din învățământul universitar.
S-au raliat și ei cu noi și asta este foarte bine. Nu există apartenență sindicală atunci când vorbim de interes comun, de scopuri comune. Așa ar trebui. Și așa este. În acest moment, tot ceea ce v-am vorbit sunt demersuri pe care noi le-am făcut la comun. Și acel referendum ați văzut că avea antetul tuturor celor trei federații. Astăzi, la ora, în data de 16 mai, va avea loc o conferință de presă în care vom anunța clar cu reprezentanții celor trei federații în frunte pașii și faptul că declanșăm greva generală începând cu data de 22 mai. Premergător aceste greve generale este nevoie să, că așa sunt prevederile codului muncii, este nevoie să declanșăm, să avem o grevă de avertisment care va avea loc în data de 17 mai, în intervalul orar 11-13. Deja am trimis în școli, colegii știu, se pregătesc de acest lucru, este o grevă de avertisment de 2 ore. Am înțeles, e bine să avem și această informație. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că există și persoane care nu vor să fie în grevă, au semnat cu nu, există un procent mic, dar există. Mă gândesc sau mă întreb de ce această ieșire din rând, mă gândesc că sunt și acolo niște nemulțumiri. De foarte multe ori eu am auzit, recunosc că mă învârt așa printre profesori nemulțumiți, dar bun, eu sunt membru de sindicat, sunt alături de cele mai multe ori, dar uite că atunci când e o grevă am de suferit și rest foarte multe avantaje nu am. Cred că de multe ori oamenii, membrii de sindicat nici nu-și cunosc, până la urmă nu cunosc aceste avantaje, nu știu cât de mult au fost ele, știu eu, și popularizate în rândul membrilor de sindicat. Acum o să spuneți, da, dar există documente care pot fi citite. Știți foarte bine că e mai simplu atunci când cineva îți spune exact care ar putea fi avantaje, ce ai putea tu să beneficiezi atunci când faci parte, până la urmă, dintr-o astfel de comunitate, cum este cea a sindicatelor din învățământ. Și aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte. Da. Eu am aflat cu mirare, vă spun sincer, am și eu aici goluri și minusuri. Anul trecut o prietenă foarte bună a avut o intervenție medicală și a fost decontată această intervenție parțial de către din partea sindicatului și m-am bucurat să aflu că se întâmplă și acest lucru. Pe de altă parte am și o altă colegă care anul acesta, aflând iată de acest avantaj, a făcut o astfel de cerere, dar a tot cam trecut timpul și încă n-a intrat în posesia acestui sprijin. Cum funcționează lucrurile? Deci, haideți să vă spun. Întotdeauna am pus foarte mare accent pe comunicare. Nu există aproape zi în care să nu trimitem o informare către membrii de sindicat. Uneori, într-adevăr, e o realitate că aceste informări se opresc undeva la nivelul unităților școlare și nu ajung întotdeauna la membrii noștri de sindicat. Există astfel de situații. Eu cred că un rol foarte important într-o grupă sindicală îl are liderul de sindicat din acea unitate școlară. O spun cu toată sinceritatea, știu că poate supăr pe câțiva dintre ei, dar este o realitate. Suntem în 2003 și nu mai trebuie să existe astfel de bariere în ceea ce înseamnă comunicarea. De aceea membrul de sindicat nu este informat. Pe de altă parte, el are la îndemână și faptul că suntem vizibili în mediul online, suntem activi atât cât putem și cât considerăm că e ok și poate să se informeze de foarte multe ori și singur. E și asta o realitate. Încercăm în permanență să venim cu ceva în plus față de ce oferă sistemul de învățământ ca avantaje pentru membrii de sindicat. Pus foarte bine. Noi am lucrat până în februarie anul acesta, suntem de fapt pionierii, sindicatul nostru am fost primul sindicat din România care am avut semnat un contract cu o firmă de asigurare de viață pentru membrii noștri de sindicat. Am fost la mai multe companii, după noi s-au luat majoritatea sindicatului din țară, inclusiv Federația Sindicatului Libere din Învățământ, care a negociat un pachet mai avantajos pentru fiecare organizație sindicală județeană. Însă de anul acesta am considerat că e mai ușor și mai benefic și mai
mai eficient să preluăm noi ca structură sindicală exact gama de servicii de asigurare de viață pe care o companie noi cu care noi avem contract o oferea. Pentru a fi mai eficienți, pentru a evita acei timp de întârziere, pentru a nu mai cere documente suplimentare de foarte multe ori inutile, că am trecut foarte mult prin într-o astfel de situație, când am depus dosarul, tot se mai eram tergiversați de fapt că mai trebuie nu știu ce document. E acum lucrurile astea le-am preluat noi, le-am făcut și public, le-am și trimis în școli. Am gândit și am aprobat în biroul operativ al nostru și un regulament, astfel încât să știe. Am avut o intervenție chirurgicală de ce natură? Nu știu, la o fractură sau nu știu, o intervenție la, nu știu, undeva. În acel regulament sunt precizate efectiv procent din ceea ce înseamnă suma maximă pe care noi acordăm în cazul unei intervenții chirurgicale. Pentru că una este, ferească Dumnezeu, să-ți rupi femurul și una să-ți rupi un deget. Deci sunt lucruri diferite. Dar dacă există colegi care au depus aceste documente, au depus dosar și n-au primit niciun răspuns, de fapt, noi suntem deschiși să ne contacteze, le răspundem, verificăm, poate s-au blocat undeva, poate n-a fost trimis unde trebuie sau poate mai trebuie un document, poate n-a citit un mail, nu știu. Dar bun, deci înțeleg că există deschidere există, și soluții deci nu, și deci dorință nu se pune de problema. A ajuta. Deci nu se pune problema, chiar avem o gamă de ajutoare extinsă, pe lângă ceea ce am preluat de la firma asiguratoare cu asigurare de viață, avem și o gamă suplimentară aprobată prin statutul nostru. Ajutor în caz de deces al unei rude de gradul întâi, pentru căsătorie acordăm un ajutor financiar, pentru naștere, ajutoare excepționale pentru acei colegi care au rezultate remarcabile la nivel național, internațional, cu olimpiade, ajutoare, ferească Dumnezeu, în situații de calamitate. Am avut cazul de la din Burdujeni, când un apartament s-a prăbușit, era exact apartamentul liderei de sindicat de la școala Jean Bart, ca să vă dau o informație, și am intervenit și am ajutat-o. Și nu doar e un caz de care îl povestesc, dar noi suntem acolo și pentru asta există sindicatul. Ați mai spus un lucru care vreau să-l cosmetizez așa. Știu că sunt colegi în școli și e firesc, este dreptul fiecare de a-și exprima opțiunea și a semnat în acel tabel cu referendum cu nu, este dreptul lui, dar în opinia mea eu cred că sindicatul este o familie și dacă majoritatea a mers pe o direcție, eu cred că noi trebuie să avem încredere în acea majoritate, așa trebuie să funcționăm ca sindicat, pentru că dacă unui coleg îi se face o nedreptate, eu care sunt ok și să zic că am exact ce trebuie, eu trebuie să mă realiez și să fiu solidar cu el. Asta înseamnă sindicat. Dacă nu avem sădit în noi sentimentul ăsta al solidarității, care e o calitate umană, nu o să facem niciodată nimic. Se întâmplă de foarte multe ori. Și vă dau exemple, că asta este realitatea. Colegii din secretariat sau nu marjează, de exemplu, pentru profesor, sau invers, sau sunt segmentizați, să zic așa. Nu trebuie să gândim așa. Noi trebuie să fim într-o familie și atunci, conștientizând acest lucru, suntem de neînvins, că nu poate nimeni să ne facă ceva dacă noi suntem de mână și stăm până când nu ni se rezolvă toate problemele uniți. Da, bine ar fi, că dacă mă întrebați pe mine, ideea asta cu o mare familie e, până la urmă, trebuie să recunoaștem o utopie, dar atunci când e un ideal, dar trebuie să tindem către el, pentru că nu putem să ignorăm, că de fapt asta e. De aici s-a născut sindicat. Mai ales în astfel de momente. Apropo de informație, ați adus dumneavoastră un ziar, o publicație, n-am mai văzut de mult așa informația tipărită, să înțeleg că e o publicație... Da, este o publicație a noastră, se numește Cuvântul Sindicatului. L-am reeditat după o perioadă de vreo 3 ani, poate și datorită contextului pandemic în care ne-am situat. E o publicație cu ISSN înregistrată la Biblioteca Națională a României, o publicație în care colegii din noștri pot să trimită articole, să le publice gratuit. Este editată doar pentru membrii noștri de sindicat, își pot descrie activitățile care le fac, activități școlare, extrașcolare. Și cum e apariția?
intenționăm trimestrial să o edităm, dar dacă avem cu ce, o putem face și lunar. Deci asta e. Depinde de cât de multe articole veți primi, informații avem. Ea poate fi accesată și online pe site-ul nostru suceava.sj.ro. O edităm și în format așa cu plumb proaspăt, să zic așa, pentru că nu este dor. Na, uneori avem nevoie și de acest lucru. O trimitem în fiecare unitate școlară, este accesibilă tuturor, așa că îi așteptăm să ne trimită articole și să... Da, e un alt beneficiu până la urmă, da. Pentru că să publici până la urmă un articol într-o... Da, e și în avantajul celor care doresc să-și îmbunătățească dosarul personal, pentru că sunt articole publicate, de fapt, într-o publicație cu ISSN. Da, ne apropiem așa încet de finalul întâlnirii noastre, mai avem doar 5 minute. Haideți să vedem cu ce rămânem, cu ce plecăm din această întâlnire, cu ce informație. Înțeleg că pe finalul săptămânii va fi o grevă de avertisment, ați zis? Da. În intervalul? Deci pe data de 17 mai, în intervalul oral 11-13, luni, greva generală, nu știm când vom finaliza. Cert este că până nu obținem ceva concret referitor la lista noastră de doleanță, nu le vom opri. Deci ceva palpabil, nu mai promisiuni, nu. Așa, nu. Deci să ne pregătim, da? O perioadă destul de grea în cazul Va fi greu. E ca un fel de război. E nevoie de sacrificiu, dar numai așa vom putea obține ceea ce ne dorim. Da, mi-ar plăcea totuși așa să terminăm într-o notă optimistă, suntem în curtea școlii, vine vara, vine vacanța, dacă ar fi până la urmă ceva bun, pozitiv de luat din tot ceea ce se întâmplă, care ar fi acel lucru? Deci haideți să încheiem așa într-o notă optimistă, reluăm tot după o perioadă de pandemie un eveniment frumos pe care Alianța Sindicatului din Învățământ Suceava l-a dezvoltat. Suntem la 8-a ediție a evenimentului sportiv Spartachiada Profesorilor, cel mai mare eveniment sportiv adresat angajaților din sistemul preuniversitar din România. Nimeni nu a mai realizat așa ceva. Suntem la 8-a ediție, am avut și participare internațională până acum și acum vom avea. Lucrăm, suntem canalizați și pe această zonă, deci avem resurse ca să reluăm acest proiect, care va avea loc în perioada 29 iunie, 1 iulie 2023. Avem foarte multe probe sportive, 14 ramuri de sport în care organizăm întreceri, sunt 3 zile de concurs. În prima zi vom avea mult așteptată probă de pescuit sportiv, urmând ca în celelalte zile să desfășurăm întreceri pe ramuri de sport și în final să culminăm cu festivitatea de premier, în care vom acorda diplome, medalii. Da, cred că e un eveniment important. De astfel de evenimente cred că suferă puțin școlile în general, învățământul, evenimente care să crească coeziunea grupului. Da. Eu spun tot timpul atunci când merg prin școli și mă întâlnesc cu manageri de școli că e nevoie și de altceva decât întâlnirile din cancelarie. Sau întâlniri, consfătuirile care se organizează între profesori de aceeași disciplină. E tocmai Spartachiada Profesor, e oportunitate de a uni profesori și nu doar profesori, că ea nu se adresează doar profesori, se adresează tuturor angajaților din sistemul de învățământ preuniversitar. Deci participă și din categoria nedidactică, didactic auxiliar, fiecare își alege ramura de sport la care consideră că face mai cu brio față, așa că așteptăm înscrieri, vom avea participare din foarte multe județe, dar și internaționale. Da, deci încheiem așa oarecum optimist, deși perioada care vine nu e una foarte veselă pentru mulți, nici pentru părinți, nici pentru elevi, dar în niciun caz pentru profesor. Așa cum spuneați, avem nevoie de unitate până la urmă, dacă vrem să schimbăm ceva, e nevoie așa și de un pic de suferință. Vă mulțumesc pentru prezența de astăzi în curtea școlii. Cu mare drag. Și aștept să reveniți așa cu vești bune, să ne povestiți că, uite, în sfârșit cineva s-a dovedit înțelept, a dovedit educație și a dovedit și deschidere pentru educație. Succes în tot ceea ce faceți. Mulțumesc și revin cu drag.
Vă mulțumesc și noastră, stimați telespectatori, pentru că ați fost alături de noi în curtea școlii astăzi, alături de domnul profesor Gianni Leonte, președintele Alianței Sindicatelor din Învățământ din județul Suceava. Sperăm că informațiile pe care le-am prezentat și argumentele, până la urmă, pe care le-am adus aici, vor limpezi puțin din neliniștile care vor urma. Le mulțumesc și celor care sprijină în fiecare săptămână emisiunea noastră, doamnelor de la Salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcini, și încă o dată mulțumiri dumneavoastră, multă sănătate, și celor din curtea școlii mult succes la școală.